să supravegheați aici ca la pușcărie. Mai nu. Dacă mă întreb pe mine, tot se fac anumite chestii, știi? Da, mă crede? Cum ți-am zis? Oh, cum să zic? Da, mai mult de 50%, știi, ca să zic așa, cu siguranță. Cum ți-ai? Acum, normal. Nu că eu nu te credeam că n-am încredere. Dacă nu ți-ai așa crede, adică... Sunt conflict. După 30 de secunde. Cu spate. Nu știu. Bă, tu crezi că dacă ai implementat ideea asta la lume, mă faci pe mine să cred că tu ții la mine? Cum să nu ții? Tu nu ții te loc. Tu nu ai niciodată. Tu crezi că de aici e un fetițu. Termină, dar nu e de fire. Bine, tot ai înțeles. Tu, dacă mă iubeai, așteptă cu mucare. Hai. Tu faci nimic. Tu nu stai ceva mie? Eu cred că plângeai de altceva când ai auzit că sunt în cursa de eliminare, nu că... De ce te-ai urât? Nu dai seama cât de inteligent sunt și cât de multe lucruri văd. Nu vezi nimic, o tine. Haideți, băieții! Ce-ai găsit cine să facă seara? Da, îmi face la ora de mâncare sau faci o mâncare? Că avem timp de acolo să mă întrebi. Aaa, termină! Ți-ai luat 100 de precauție? Nu mai faci și că vă nu te mai complica așa, nu fi indiferent. Vorbești la cameră sau vorbești într-o mână? Cu tine. Să te ascultă-mă bine. Nu faci să vomit, serios. Vine să vomit. Când vine să vomit. Vine să vomit, cred. Vine să vomit. O, ce fel? Nu m-am încă. Iar? Ei, iar. Din nou. Da. Mă, exagerat. Dar cum așa? Te mai luăm așa după mesaje. Ce-ai? Mireasă pentru fiul meu. Hai să vedem, în primul și în primul rând, ce vorbeau Flori și Laura, Florina și Laura, despre relația de cuplu. Ziceai că nu-ți mai amintești ce va trebui să zic eu câteva lucruri. Florina ziceai, dar mă credeai când ți-am zis? Laura zice, da, mai mult de 50%. Nu te credeam că n-am încredere, dar parcă nu venea să cred. Florina zice, a fost un conflict după 30 de secunde. Laura zice, era cu spatele. Despre ce? Deci nu știu exact despre ce este vorba, dar în general, când am zis că nu am crezut-o, îmi zicea că este foarte gelos și mie nu-mi venea să cred. În principiu, da, în principiu despre asta este, era vorba. Dar așa, pe nimicuri, adică atunci când a făcut Andrei reclamă la acea chestie, el a fost gelos pentru că ea se uita pe cărticica de prezentare și se uita la un băiat care, mă rog, arăta bine. Și el... Așa e? Într-atât da, era de gelos. Foarte urât. De asta am zis că el nu... El era gelos pe tine și când aveai un maiou cu umărul mai lăsat, așa? Da. Dar eu acum cred, sincer, căutam motive. De după fapt, nu era gelozie din sentimente? După ce a zis în camera de confesiuni, căutam motive. Adică din orice începea să spună, da, gata, nu ne potrivim? Da. Nu știu exact despre ce vorbeam acolo, dar la fel, probabil era ceva de genul, s-a întors cu spatele 30 de secunde și cine știe ce a observat la ea. Cred că asta era ideea. Iată ce îi mai spune Laur Florinei, spunându-i ei... El, că de fapt ea n-are sentimente pentru el. Tu crezi că dacă ai implementat lumii ideea asta, crezi că ții la mine? Iubirea e tot. Tu dacă mă iubeai, mă așteptai cu mâncare, dar tu nu faci nimic. Eu cred că plângeai de altceva când ai auzit că sunt în cursa spre eliminare. Nu-ți dai seama cât de inteligent sunt și cât de multe lucruri văd. El se îndoia de tine că ai sentimente, da, pentru el? Așa cum îndoiesc eu acum de... Că avea el sentimente pentru tine. Și te-a întrebat dacă preventiv ți-ai luat măsuri de precauție. Are cine să-ți facă de mâncare dacă pleacă el sâmbătă? Da, făcea glume în legătură cu Laura, că mi-ar face Laura de mâncare. Stăteam în ultimul timp prea mult cu ea și făcea glumele astea, rutăcioasă. De fapt, crezi că era gelos pe tine fiindcă avea sentimente sau fiindcă el tot căuta motive de despărțire? Sincer, nu știu ce să vă răspund. Oricum, dacă Flori venea la mine, venea pentru că era respinsă de către el. Florina îi spune, nu te mai comporta așa, te rog, nu fi indiferent. Și Laura îi răspunde, mă faci să vomit, serios, îmi vine să vomit. Dar cred că nu-i de plâns. Și la mine îți dere subiectele. Chiar și eu m-am amuzat. Aoleu. Păi tocmai. Păi se râdă.